Bună ziua! În acest tutorial o să desfacem un Piaggio C pentru a-l segmenta. Motorul este la fel ca și la Ciao și la Bravo, diferă decât cadrul. Așa, pentru asta începem prin a-i desface pipa de la bujie, cablul de la decompresor. Acum, chiuloasa este prinsă de cilindru cu 3 prezoane. Acesta au o piuliță de 11, e ceva mai ciudat. Desfacem. Așa, să desfacem și bujia ca să avem loc mai bine. Cât de cât frumos. Așa. Continuăm să desfacem cele 3 piulițe. Una dintre ele ține și arcul de la decompresor, după cum puteți observa. Așa, desfacem și cea de-a treia. Așa, acum iese fără probleme. Așa, aici normal trebuie să avem garnitură. Unele nu au garnitură, dar dacă chiuloasa este perfectă, deci nu are denivelări și nu este ovalizată, acesta merge și fără garnitură, dar veți pierde din compresie. Eu vă recomand să puneți un set de garnituri, nu este nici scump și o să vă scutească de o pornire mai grea. Acum vom desface în continuare pentru a scoate cilindrul, vom desface și toba. Aceasta este prinsă jos cu un colier. O scoatem. Am slăbit, acum scoatem și toba. Aceasta este toba. Așa, învârtim și motorul ca să vedeți cum funcționează. Cilindrul pare ok. Nu pare a fi zgâriat. Vom scoate cilindrul mai departe pentru a vedea exact cum se prezintă și pistonul și tot. Ok, acum cilindrul trebuie să iasă fără probleme. Trageți ușor de el în față. Așa. Uitați și aici mai avem o garnitură. Ok, am scos cilindrul. Acesta este pistonul. Nu arată rău, are două mici zgârieturi. Așa, garnitura aceasta o să înlocuim. Și vom verifica, ștergem prima oară cilindrul de ulei. Așa, și vom proba segmenții pe cilindru să vedem cum închid aceștia. Cilindrul arată ok, are urme normale de uzură.
Este un pic de tot scria, dar nu este grav. Vom verifica mai departe. Ok, uitați cum trebuie să închidă o pereche de segmenți pe un cilindru când, uitați, chiar dacă cilindru nu este nou, fanta segmenților este exact cum trebuie. Deci acesta este un cilindru bun. Vom monta segmenții pe piston. Așa, și vom continua prin ansamblarea motorului. Primul segment, pui segmentul cu guler, acesta intră foarte ușor. Am șters și cilindrul bine și garnitura de la carter. Așa. Și vă uitați la forma carterului, înainte să o puneți. Aceasta vă va spune cum vine și garnitura. Ok, am pus garnitura. Cum vom băga cu grijă și cilindru, să-l băgăm pe cele trei prezoane, apoi ușor segmenții, cu grijă să nu-i rupem. Uităm bine unde este închiderea, să fie bolți. Ok. Cam ușor pistonul pe cilindru. Ok, a intrat unul. Cum și cel de-al doilea. Așa, băgăm cilindru ușor, ne uităm la garnitură să nu se deplaseze. Ok, apoi garnitura de la chiuloasă. Prima oară ar trebui să învârtim și motorul puțin să vedem că e tot în regulă. Da, acesta se învârte ușor, fără probleme. Ok. Acum garnitura de la chiuloasă. Chiuloasa. Ușor, după cum vă spuneam, avem aici arcul de la decompresor, ce o să-l prindem împreună cu piulița, cablul de la decompresor care trece prin chiuloasă. Avem pe aici un locaj. Ok. Ok. Este în regulă. Da. Punem șeibile la loc. Așa.
Așa, acum piulițele. Acum strângem. Strângem bine. Ok. Așa. Punem cablul de la decompresor la loc. Ok. Am pus și cablul de la decompresor. Montăm și bujia la loc. Okay. O strângem ușor. Așa. Fișa. Ok, eșapamentul. Conectăm la locul lui. Strângem colierul la loc. Ok, și cam asta a fost.